Bun, ce aș fi vrut să știu despre meditație înainte să mă apuc de ea? Să fac acest video pentru mine în cazul în care mor și reîncarnarea este adevărată, sper să pot să regăsesc acest video ca să trișez la viață, să pot să câștig o groază de timp pe care l-am pierdut în viața asta, în următoarea viață. În cazul în care mă uit așa, să știți că am aici niște notițe ca să pot să mențin acest video cât de cât coerent să aibă sens de la început la final. Știu că o să te uiți la acest video mai mult ca entertaining, însă mie mi-a luat cam vreo 6 ani, dacă nu mai mult, să ajung la următoarea concluzie sau la următoarea propoziție pe care urmează să ți-o zic în acest video și nu este ca și cum să... Sunt bătut în cap, adică cred că mă duce cât de cât capul. Am terminat al doilea pe școala generală cu 9,80. Am intrat ca ultimul fraier al patrulea de la coadă la liceu cu 9,49 în Sfântul Sava. Am făcut facultate de matematică informatică. Pot să zic că citesc niște cărți destul de dificile și le înțeleg, la care mulți oameni nu cred că trec de prefață. Deci această concluzie la care am ajuns în 6 ani de zile legat de meditație și spiritualitate, pot să zic că e ușor de ajuns la ea. Tu poate deja ai ajuns la ea și ți se pare banal, însă nu doar despre următoarea propoziție este acest video, ci o să înțelegi pe ansamblu niște lucruri pe care majoritatea persoanelor le omit și sunt extrem de greu de văzut pe parcursul unei vieți. Dacă sunt câteva persoane care au ajuns la concluziile alea, le vezi pe la tot felul de podcasturi, scriu cărți îmbrăcate în portocaliu și vezi, Doamne, sunt cine știe ce șamani, zei venerați de nu știu ce religie și ei sunt capul religiei respective. Deci discutăm despre un lucru destul de heavy, ca să spunem așa, ca și capacitatea de a putea ajunge la realizarea respectivă, însă poți să ai norocul să ajungi extrem de spontan la ele în cazul în care ai trecut, Doamne ferește, printr-un accident aproape de moarte. Mai există și posibilitatea asta, așa că good luck și cu aia. Bun, haideți să vedem aici câteva notițe. În spiritualitate, asta e propoziția, ca să știți. În spiritualitate, problema este ca amâni să te descoperi. Să ajungi la iluminare, să lucrezi cu tine crezând că ai timp infinit, pentru că zilele tale sunt repetitive și alterarea corpului este prea mică, prea fină ca să o realizezi. La ce mă refer când spun acest lucru? Este că mulți din voi amână această dezvoltare spirituală sau personală și zic, aia nu mă las, că poate pot să o fac și mâine. De ce să mă apuc să meditez astăzi? De ce să îmi controlez gândurile? De ce să anulez gândurile? Care, într-un fel, este posibil la un stadiu inferior, la un stadiu superior nu este posibil, poți doar să le observi. Și zici, de ce să mă apuc să fac chestia asta? Că am timp. Dar, de fapt, ce nu realizezi este că corpul tău se degradează de la o zi la alta treptat. Și ai zice, pe data știu asta, da, dar nu o observi. Asta e problema. Pentru că se degradează atât de fin, atât de mărunt, încât nu vezi asta. Mai simplu poți să vezi cât de rapid se degradează tencuiala de pe pereți. Poate într-o locație pe care tu o ai închiriată și te duci și o vezi deodată la 3-4 ani. Și zici, ar trebui renovat pe aici un pic. Dar pentru că tu te vezi în oglindă în fiecare zi dimineața când te speli pe față, când îți faci duș, când te bărbierești, mai ales dacă ești tipă. E greu să observi că cade tencuiala de pe pereți, înțelegi? Și zici, ia nu, că ziua asta e la fel ca aia de acum 10 ani, nu e la fel, giulule, nu e. Și timpul trece, dar nu-ți dai seama. Înțelegi la ce mă refer? Și zici, nu, lasă că e timp, e suficient timp. O să vedem un pic mai târziu un video de ce nu prea e timp. Și de ce poate ar fi o idee bună să încep de acum. Bun. Mai departe, între timp crezi că ești ok, că nu ai probleme, că nu ai traume nerezolvate. Că fațada falsă pe care o pui în public ești tu.
Big problems with that, că am avut și eu o groază de chestii de genul ăsta de people pleasing, care în mod normal nu ar arăta așa la prima vedere, pentru că ai zice, da, dar tu arăți destul de dur, harș, ai destul de multe limite, cu anumite persoane intri într-un mod de people pleasing, nu cu toată lumea, și cu anumite persoane care te triggeruiesc, acolo trebuie să lucrezi. Când reușești să deblochezi acele noi skill-uri de people pleasing și să le elimini, o să vezi cum se reflectă în toată viața ta. Pentru că sunt niște programe subconștiente pe care tu le ai acolo by default, în cazul în care vine o altă persoană în viața ta, similară cu aia, care te triggeruiește la fel, programul de subconștient va ieși și va rula. Dar tu nu-ți dai seama de chestia asta până când nu ești triggeruit. Ceea ce o să vedeți un pic mai târziu că e foarte important. Mai departe, așa, între timp crezi că ești ok, bun. Și eu am fost acolo, m-am crezut mega vindecat, m-am crezut mega inteligent și credeam că... Și mergeam dintr-o locație în alta cu mașina, care tot scârțâia din toate încheieturile. După un timp, ți se pare normal acel scârțâi de mașină. Când ești mașină, pocăne pe acolo, hârț, 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 hârț. Dacă tot mergi cu mașina zilnic, nu mai auzi scârțuitul ăla decât când intră cineva nou în mașină sau în viața ta și vede acel scârțâi sau aude acel scârțâi sau vede acel lucru defectuos. Și acolo realizezi. A, da, era scârțâitul ăla pe fundal. Da, tu mergi toată viața cu scârțâitul ăla pe fundal, dar nu-ți dai seama. Pentru că a trecut atât de mult timp încât te-ai obișnuit cu el. Gândește, cu câte lucruri te-ai obișnuit în viață? Big, big problem. Bun. E ca și cu aerul condiționat. Ține-l suficient de mult timp dat drumul și uiți de acel zgomot de fundal până când îl oprești. Sau frigiderul. Tot hârțâie, hârțâie pe fundal. La un moment dat că scoți frigiderul din prizi și la un moment dat. Oh, ce liniște e. Sau dacă stai cu laptopul aprins toată ziua și ai oprit laptopul, zici, ce liniște e. Interesant. Simți o ușurare, o eliberare și vezi o nouă viață mai eliberat, fără acele zgomote de fundal. Zici, păi, am stat toată ziua cu laptopul aprins, cu frigiderul aprins și cu aerul condiționat la drum. Mă rog, astea sunt metafore, dar nu trebuie să le luați ca și exemple proprii, zici, gata, mi-am oprit laptopul, bujor. Sunt oameni care efectiv se leagă de orice căcat pe care îl zic. Inclusiv am clienți la coaching care fix pe asta. Dă un exemplu, păi, da, dar eu nu țin laptopul deschis. Mamă, frate. Te rog, Doamne, dă-mi răbdare. Sunt doar exemple, da? Care să ilustreze o idee, un concept. Imaginează că tu stai cu toate trei aprinse, da? Și la final le oprești și eu zic, băi, fii atent, oprește laptopul, oprește aerul condiționat și frigiderul. Și așa la mă, mamă, what the fuck, asta e o nouă viață pe care nici măcar nu o vedeam înainte, pentru că avem chestiile astea date drumul by default. Și când zic chestiile astea, mă refer la niște programe subconștiente pe care tu le rulezi by default și nu-ți dai seama de ele. Pentru că tu ești prins în ele, tu le rulezi, tu ești... laptopul care le rulează, calculatorul care le rulează, sistemul de operare care le rulează, fiind el, e greu să observi. Decât cineva din afară zice, ei, avem aici un software cu niște bug-uri, cu niște defecte. Nu știu dacă ai observat, dar faci chestia asta greșit. Da, e greșit? Eu așa am făcut toată viața chestia asta. Da, de-aia suferi. Acum observ. Din punctul tău de vedere, chestia asta sună așa și face sens. Da. Bun. Deci așa poți face un fel de debugging la software, dar nu poți să-ți dai seama. Și aici vin și tot felul de guru și tot felul de persoane de astea care sunt mai mari decât viața, cu 15 Bugatti-uri, 3 Pagani-uri și 10 Rolex-uri, care vă zic că sunteți prinși în Matrix. Ăla e Matrix-ul de fapt. Programele subconștiente pe care le rulați și nici măcar nu vă dați seama de ele.
E greu să le vezi din program. Bun. Așa. Nu știai ce se întâmplă, erai prins în supa ta mentală cu care te hrăneai zilnic. Dacă n-ați văzut videoul precedent cu supa mentală, ar trebui să-l vedeți. Cred că se numește Legea atracției este ca o ciorbă pe care o mănânci sau ceva de genul ăsta. Nu a existat ceva extern care să-ți dea o palmă să te trezească. Oh, capul. Hai că începem. Sunteți pregătiți? Eu când vă sugerez, prietenești, să luați cursurile pe meditație și putere personală de pe site, nu o zic, că aveți, Doamne, câți bani o să fac eu, după un curs. E posibil să plângi și să spui, cum, Doamne, am putut trăi în scârțâitul ăsta permanent de mașină, în aerul ăsta condiționat, toată ziua la drumul. Problema reală și tema acestui video pe care eu aș vrea să o văd în cazul în care mă reîncarnez și văd acest video cu bujor din alt corp, este la modul, nu știi ce nu știi. Nu știi ce nu știi. Și asta e cea mai mare problemă, cel mai mare bug în sistemul de operare al tău, al meu și al oricărei alte persoane de pe planeta asta. Și by the way, cel mai simplu mod este ori cu mentori, ori cu niște cursuri care sunt specifice pe lucrul respectiv, dar și alea sunt greu de observat pentru că nu știi de ce ai luat cursul ăla, dacă nu ai nevoie de el, că viața ta e ok, știi? E pentru că nu știi ce nu știi. Și dacă studiezi asta ceva timp, e posibil să știi anumite informații, însă dacă o singură idee este nouă pentru tine, poate să-ți întoarcă viața la 180 de grade în sensul pozitiv. Adică poți să știi multe lucruri din cursul sau cartea respectivă sau ce zice mentorul respectiv, pentru că te interesează subiectul, te informezi, dar la un moment dat, o singură idee de la acea persoană poate să-ți întoarcă viața la 180 de grade. Eu țin minte când am luat prima oară cartea asta, Tribe of Mentors, o singură idee din cartea asta mi-a creat venit pasiv de 1500 de lei pe lună, forever. O singură idee și atât de simplă. Și era scrisă evident acolo și zic, Doamne, mersi că mi-ai dat ochii să văd. Toată chestia era atât de simplă. Zic, what the fuck? Și am dat, nu mai știu cât am dat, 60 de lei pe cartea asta. Mind-blowing. Deci o singură idee poate să-ți întoarcă viața la 180 de grade în sens pozitiv. Asta ce înseamnă? Că trebuie să cași foarte, foarte, foarte bine urechile și ochii când studiezi ceva ca să găsești chestia aia nouă care să întoarcă rotița în creier, să întoarcă programul în creier și să-ți ofere perspectiva aia nouă din care tu să ieși din Matrix. Ok? Acum știu că nu e ușor să faci chestia asta. De care fel toată lumea ar fi super aware. Dar nu, toată lumea este în rutina zilnică, în obiceiurile zilnice, în zile repetitive. De-aia, când cineva folosește analogia de metric, de obicei folosește și analogia că toți ceilalți oameni sunt ca niște zombi. E de asta, pentru că trăiesc zile repetitive și realizează că au îmbătrânit în momentul în care ajung în ultima zi de viață și acolo vine și religia ortodoxă și spune că urmează să fii judecat. Ziua judecății înainte de moarte este de fapt când te trezești la conștiință din acea rutină și realizezi că nu mai ai de trăit și că ți-ai irosit toată viața. Într-o rutină care nu a însemnat nimic pentru tine, pentru că la final realizezi, da, asta e ok. Toată viața am irosit-o așa și nu am făcut nimic pentru mine, nimic din ceea ce eu vroiam să fac. Scopurile mele nu le-am atins pentru că efectiv mi-am vândut viața unei alte persoane, unui alt șef, unei familii, unei alte persoane sau whatever. Cum a fost și Steve Jobs și a vândut efectiv viața la Apple, a creat compania și compania l-a dat afară. Cât de nașpa, e normal că urmează să faci cancer după chestia aia, îți dai seama când cineva, când tu creezi un copil mic ca și afacere și consideri copilul tău și ăla te dă afară acolo, e fucking tragic, normal că urmează să
se reflecte cumva trauma respectivă în corp. N-are cum să nu existe repercursiuni în corp. Și toate emoțiile le suprimate ori sunt stocate în tensiuni musculare, ori dacă nu, cum am zis și în video trecut, într-o gaură neagră care îți mănâncă sufletul și chestia aia se reflectă în cancer. Este foarte simplu, pentru că corpul și mintea funcționează simbiotic. Nu sunt, e corpul și e mintea sau spiritul, da? Mintea și spiritul se separă, dar le luăm așa ca sistem de operare și corp. El lucrează simbiotic. Dacă aici există o problemă, se va reflecta în corp. Înțelegi? Dacă tu ai o problemă cu laptopul, la nivel de software, se va reflecta și în hardware. Pentru că dacă laptopul tău are o eroare, cum a fost cu CrowdStrike-ul și efectiv a dat blue screen la toate ecranele din toate aeroportele de pe planetă, tu te întrebi, de ce dracu? E pentru că ea greșiseră o chestie care nu mai putea buta mașina care operează software-ul. Mașina, mă refer, pentru că unele sunt laptopuri, altele sunt servere și de aia le numesc mașini. Dar să zicem așa, calculatoarele care rulau software-ul. Au greșit o singură chestie, o singură virgulă, să zicem așa, pe limbajul muritorilor. Muritorilor în sensul care nu ești programator avansat, de asta zic. Și software-ul nu se mai putea buta și intra într-un open loop de butare, 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 butare și de aia era blue screen. Exact la fel funcționează și corpul și mintea. Dacă tu ai ceva care nu funcționează cum trebuie în minte, va rebuta corpul într-una și nu va mai funcționa cum trebuie. De aia apare și cancerul, cum a fost cu Steve Jobs, spre exemplu. Dar la fel apar și tot felul de probleme hormonale, al de ești în cuplu, nu poți să faci copii, tu nu poți să faci copii sau ea nu poate să rămână însărcinată. O groază de lucruri de genul acesta. Multe, multe, multe probleme fiziologice reflectate de minte și de minte reflectate fiziologici. Prin tensiuni musculare, spre exemplu, dacă stai 80 ore pe scaun în fiecare zi, este imposibil să nu îți afecteze modul cum gândești, mai ales dacă nici nu faci mișcare. Bun, revenind. Eu de-aia vă sugerez să luați toate cursurile cât mai repede, pentru că odată ce afli informațiile, mai ales din cursurile de meditație și spiritualitate, de alea vorbesc, progresul tău, tot restul vieții, va fi de acolo în sus. Adică, viața ta se desfășoară așa, da? Ca o rutină. Te scoli dimineața, să faci cafeluța, etc., mai citești ceva de dezvoltare personală, etc. În momentul în care tu afli toate informațiile alea de acolo, care sunt hardcore, crede-mă, progresul tău este așa. Ce nu realizezi este că tot restul vieții vei evolua de aici în sus. Think about it. Eu nu vă zic luați cursurile de pe asta. Eu vă zic luați-le cât mai repede. Pentru că de aici în sus tu trăiești, cum ar veni de mâine sau dintr-o săptămână, să zicem, dacă l-ai studiat pe toate, tu trăiești de acolo în sus, oricât ți-a mai rămas de trăit din viață. Și, sincer, nu prea știi cât, că e destul de random. Mai mult decât atât, o altă chestie pe care nu o omit personal, și poți să pui pauză de aici dacă vrei un pic să reflectezi la ideea de mai devreme, pentru că e greu să o ții în minte, adică nu este ușor de ținut în minte. Ca și la ce mă refer, e o diferență între a realiza și o față de a ști sau a înțelege. Să zici, ok, am înțeles, bujor, că dacă studiez toate alea, de aici încolo, tot restul vieții... Am înțeles. Știu că ai înțeles. Poți să fii șaormar, nu este o idee greu de înțeles. Mai greu este să realizezi chestia aia. Când realizezi o idee pe care o înțelegi, te schimbă. Adică îți schimbă comportamentul pe care tu îl ai și nu mai ai cum să trăiești viața la fel ca înainte. Deloc. Adică absolut deloc. N-ai cum. În momentul în care tu realizezi chestia aia, zici, oh,
fuck, deci eu acum, față de acum 3 luni de zile, când nu știam informațiile astea, pot să filmezi și un video cu tine, cum ești înainte și după. Pentru că e greu să vezi diferența de evoluție. De ce? Pentru că tu te vezi în fiecare dimineață în oglindă, să faci cafeluța de dimineață, să faci rutina ta de dimineață, te bărbirești, te aranjezi, te duci la muncă, pa, 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 că în weekend ieși în club cu băieții, mai vorbești cu o tipă, poate ai noroc, faci pol cu ea, ajungi cu ea acasă, faci sex, ai o relație, faci un copil, da, 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 da. Dar zilele progresează destul de rar, adică destul de lent, modificările sunt micuțe. Nu e ca și cum întâlnești o tipă în club și următoarea săptămână ai un copil cu ea. Dacă da, ar trebui să te protejezi. Dar în general lucrurile nu se întâmplă așa. Îți ia un an până întâlnești tipa aia, până o cunoști, poate 2 ani, vezi dacă te-ai plictisit după 2 ani. Dacă nu te-ai plictisit de 2 ani și încă există ceva acolo, cel mai probabil de plictiseală o să faceți un copil. Dar chestia asta durează timp, înțelegi? La fel și cu evoluția ta. De asta zic că e greu să realizezi ideea asta, pentru că îți schimbă percepția de cum trăiești în fiecare zi. Dacă tu știi că în ultimele 3 luni ai progresat atât și de acum înainte tu ești așa schimbat, îi zici, oh my fucking god, ce aș fi putut face cu viața mea dacă aș fi început mai devreme? Adică dacă aș fi știut asta acum 5 ani, dacă aș fi știut asta acum 10 ani, eu de asta fac videoul ăsta în cazul în care pot să-l văd eu dacă mă reîncarnez. Pentru că e o realizare foarte greu de ajuns la ea. Dacă tu reușești să schimbi software-ul, înțelegi ce? Să zicem că ți-a 3 luni să studiezi tot, da? Și acum ai schimbat complet și de aici te duci în sus. Dacă tu reușești să schimbi software-ul, o să percepi altfel realitatea. Adică software-ul cu care tu procesezi ce se întâmplă în jur este schimbat, este diferit, are alt algoritm de procesare. Îți dau un exemplu. Unele persoane în 2014 au văzut în Bitcoin o oportunitate și știau cu mintea lor, cu procesarea lor a realității, acel lucru, acel produs online va avea valoare foarte mare în viitor. În același timp, prietenii acelor persoane credeau că e o idee complet cretină. Înțelegi la ce mă refer? De asta zic, cu cât ai acele 3 luni mai rapid, de aici încolo, oportunitățile pe care tu le vezi în viața de zi cu zi îți pot întoarce viața la 180 de grade. Poți să mergi pe stradă și mergând diferit pe stradă, cu altă postură, cu altă biochimie, altă supă în corpul tău de hormoni, vezi lucrurile și oportunitățile diferit. De asta zic că e greu de realizat ideea asta, pentru că nu poți să-ți dai seama ce potențial în viitor în momentul în care știi toate lucrurile astea. Bun, ne să mergem mai departe. Așa. Deci eu de-aia vă sugerez, progresul tot restul vieții va fi de acolo în sus. Nu mai pierzi timpul cu ce știi, ci dai la o parte ce știi deja. Nu mai este relevant pentru tine. Asta e altă o idee foarte greu de ajuns la ea și de realizat. Și anume că când tu citești cărțile de la Cărturești, da? Și zici, am investit ușor, nu știu, cred că eu o să scap de toate cărțile pe care le am. Am cărți de biblioteca asta, cred că are undeva la 2500-3000 de euro. Și vreau să scap efectiv de ele pentru că nu mă mai ajută cu nimic. Cărțile pe care tu le citești de la Cărturești sunt făcute pentru oameni mediocri, adică pentru average, pentru mediocritate. Mediocritate înseamnă în felul următor. Există oameni care sunt pe un grafic așa foarte jos,
ca și IQ, niște oameni care sunt foarte sus ca IQ. Și cărțile alea sunt undeva la medie. Înțelegi? Ca să poată să fie înțelese, să nu fie foarte dificil de înțelese pentru ăștia de jos și să fie ușor de înțeles, dar suficient de stimulante pentru cei cu IQ ridicat. Și așa acoperă o plajă mai mare și poți să vândă mai multe cărți. Scopul nu este să scrie cea mai bună carte. Scopul este să vândă cele mai multe cărți. De-aia sunt scrise pentru mediocritate, de-aia sunt eliminate subiectele tabu, pentru că alea ar trigărui mulți oameni care n-ar mai cumpăra cartea respectivă. Dacă cartea nu face vânzări, magazinul nu primește comision, cum poate magazinul să afișeze cărțile acolo dacă nu plătește chirie? Înțelegi la ce mă refer? Informațiile pe care tu le culegi în general în viața de zi cu zi sunt mediocre. Sunt făcute pentru mase. Ce este excepțional este foarte greu de procesat, de realizat și foarte puține persoane ajung la acele realizări. Și când ajung, rar vorbesc despre ele. Pentru că atunci când vorbesc despre ele, cel mai probabil o să fie răstignite. Sau asasinate. Una din două. Pentru că alea merg de obicei împotriva sistemului și împotriva maselor și împotriva matrixului. Adică cum sunt programați majoritatea oamenilor din viața de zi cu zi. Înțelegi? De-aia ăia de sus se scapă repede de ei. Bun. Ce vreau să spun este că acele informații pe care tu le culegi din cărțile mediocre, cum am descris mai devreme cuvântul mediocru, o să încerci să le eviți după ce studiezi tot ce este în cursurile care sunt pe site. De ce? Să zicem că ai fost homeless, da? N-ai avut unde să stai. Prioritatea ta numărul 1 care era? Să ai un adăpost, să ai căldură și ceva de mâncare. Acum tu ai un job foarte stabil, îți permiți o chirie, ai frigiderul plin și căldură în casă. Cât timp îți mai bați capul cu căldura și mâncare și cu adăpost? Deloc. Ai alte probleme acum. Ca ai probleme un pic mai complexe, mai diferite. Pentru că alea de bază sunt deja acoperite. Nu-ți mai bați capul cu aceleași probleme. Înțelegi la ce mă refer? Tu, când accesezi informațiile din aceste cursuri, în momentul în care iei o carte de la Cărturești, îi zici, cartea asta a fost scrisă pentru o persoană retardată mental? Așa încep să gândești. Pentru că informațiile de acolo sunt atât de mediocre în comparație cu ce ai studiat. Iar acest lucru, ca și realizarea mentală pe care foarte puțin oameni o să o aibă vreodată în viața lor, este că din alea 3 luni, da? Tu ai studiat alea 3 luni și acum ești la nivelul ăsta. De aici în viitor, ai idee cât timp economisești în viața ta? Pentru că nu mai studiezi lucrurile mediocre, ci pur și simplu ești dezgustat de ele și le dai la o parte, care nu te ajută. În cel mai bun caz te ajută să fii mediocru. Pentru că este greu să vezi mediocritatea că nu ai cu ce să o compari ceva mai sus. Când ești expus la informațiile cum sunt cele din cursuri și observi diferența, deci, acum înțeleg, dar n-are rost să mai cumpăr cartea aia, n-are rost să mă uit la podcastul ăla cu nu știu cine, cu Jordan Peterson sau whatever, pentru că alea deja sunt integrate ca și concepte în cursurile alea. Le acoperă. Sunt mult mai vaste alea decât alea. Alea sunt mai specifice. Înțelegi la ce mă refer? Și încep să excluzi multe podcasturi, cărți, alte cursuri, alte informații. Pentru că prin comparație devin irelevante. Iar chestia asta îți economisește o groază de timp. O groază de timp în viitor. Mai departe. Așa.
Dar dacă tu pierzi timp citind din cărți din librării care sunt precum IQ-ul maselor de oameni, scrise pe limba tuturor și ești mai inteligent decât mediocritatea, și eu cred că ești, că altfel nu ai fi în acest video, nu am rezonat și nu ai fi rămas până aici în acest video, dacă tu pierzi acest timp, există două posibilități. Și vă zic asta ca și cum mi-a zice mie la trecut. Dacă vedeți vreo urmă de îndoială în ceea ce spun, puteți să ieșiți de pe acest video în acest moment. Prima posibilitate este să fii de acord cu ce am zis, să nu iei cursurile și să-ți vezi în continuare de treabă cu aerul condiționat dat drumul, cu frigiderul și laptopul dat drumul și scârțuitul mașinii. Rolul acestui video pentru tine este de glitch în Matrix, adică de eroare în software, de întrerupere de tipar mental. Tu mergi constant pe drumul tău, în rutina ta zilnică, da? În zile repetitive și nu știu sigur dacă va exista ceva prietenos pe drumul ăsta al tău al rutinei zilnice care să te devieze de la viitorul tău predictibil. Adică știi ce urmează să faci următoarea zi. Sunt multe lucruri suprimate în subconștient, sunt atât de multe de fapt, încât e posibil să nu refuleze decât după 30-40 de ani. De ce zic că s-ar putea să nu existe ceva prietenos pe drum? Singurele lucruri care te pot devia de la rutina ta zilnică și să faci o schimbare, de obicei vin ori în moartea unui prieten, ori în moartea unui membru al familiei sau părinți. Alea sunt lucrurile cele mai tragice care ce fac? Tu ai rutina ta zilnică și primești vestea după masă când aveai rutina ta de job. Chestia aia te deviază de la ceea ce făceai tu în rutina ta zilnică și este imposibil să nu-ți strice ziua. Pentru că tu ești prins de atât de mult timp în aceeași rutină și când cineva o întrerupe și te deviază, îți strică ziua. Acum problema nu este că aia se întâmplă, pentru că urmează să se întâmple. Știm cu toții că se întâmplă, că nu a existat un om pe planetă care să trăiască la infinit momentan. Deci, cel mai probabil și în generația noastră, este posibil în continuare să se întâmple. Zic că este posibil în sensul că e posibil cu inteligența artificială să nu se mai întâmple. Dar să zicem că este posibil să se întâmple și o să-ți moară diferite rude și prieteni, da? Ție o să-ți întrerupă tiparul pe care tu îl ai mental zi de zi și aici este realizarea pe care nimeni nu o realizează. Mega pleonas. Anyway. Și anume că vine random. Vine complet aleatoriu în viața ta. Nu ai deloc control. Ce îți sugerez eu, prietenește, să faci ce am făcut eu pentru mine și dacă eu văd acest video, aș fi bine să realizez chestia asta, e că cel mai bine este din rutina ta zilnică tu să o întrerupi voit să evoluezi. M-am dat exemplu la cele 3 luni, studiezi toate cursurile, ajungi la un nivel ridicat și de aici în comparație cu ce se întâmplă, economisești o groază de timp că nu mai îți bați capul cu informații irelevante și mediocre și în același timp, tu ai deviat de la rutina ta zilnică voit, adică tu ți-ai impus singur un disconfort. Știm foarte bine că se acoperă lucrul ăsta foarte des în al de stoicism, dar tu îți impui un disconfort de evoluție care nu va mai arăta atât de diferit de, să zicem, când îți moare cineva în familie sau un prieten. Pentru că tu deviezi de la rutina ta zilnică. Înțelegi? Nu mai ești prins în rutina zilnică. Diferența față de anterior este că tu ești prins în rutina zilnică de ani de zile și după aia apare ceva care deviază și aia vine ca un șoc.
dacă tu voit deviezi și deviezi din nou și iarăși evoluezi și iarăși evoluezi, nu va mai apărea ca un disconfort că trebuie să reajustezi ceva în ziua ta pentru că s-a întâmplat ceva tragic. Înțelegi la ce mă refer? Bun, a doua posibilitate este să fii de acord cu ce am zis și să zice ceva mai târziu, mâine, am altceva de făcut acum, nu e așa urgent să fac chestia asta, am timp, văd ce fac mâine, nu chiar acum. Și ăla e cel mai blindsided lucru pe care poți să-l faci. Pentru că blindsided înseamnă că e cel mai orb lucru, adică este o posibilitate pe care tu nu o vezi. Decât altcineva din afara matrixului tău poate să-ți arate greșeala. Că tu ești prins în matrixul tău, în sensul de sistemul tău de operare care rulează cu percepția ta. Nu poți să vezi ceva greșit în percepția ta decât dacă altcineva arată către el. În special dacă o faci de mult timp ca rutină. Da? Vă dau un exemplu. Spre exemplu, să zicem că îți faci o cafea dimineață și pui mereu două plicuri de zahăr în cafeaua de dimineață. Tu nu știi că aia e o travă, dar dacă altcineva din exterior zice, tu știi că efectul ăla de zahăr face asta, asta și asta și strică chestiile astea, ăla e, da? Nu știam, păi eu fac asta de 10 ani. Ah, care ăla e, samba picel, mă mir că mai trăiești. Înțelegi la ce mă refer. Mă mir că mai trăiești, este o notă mentală, nu trebuie să vă legați. Cum ai fac unii clienți de mine la coaching? De exemplu, este doar un exemplu de a prezenta o idee, un concept, că poți să te scoli târziu în fiecare zi și e același lucru, că poți să pui zahăr în cafea, că poți să bei alcool în weekend sau poți să te uiți la filme porno, e același lucru. Dacă altcineva din afara ta nu arată că chestia aia e o problemă, tu nu ai cum să știi că o faci de atât de mult timp. Așa. Bun. Deci, cum vă spuneam, este un blind spot. Aia e a doua posibilitate și e blindsided în sensul în care este foarte greu de observat, pentru că acele gânduri îți vin ca reacția unui program mental de evitare. Sau cum zic ăștia în engleză, coping mechanism. Sau mecanism de îndurare. Înduri ziua asta, îndur șeful ăsta. Da, ok, tac din gură, suprim ceea ce ea zice șefului pentru că nu vreau să-mi pierd locul de muncă. Da, tac din gură când profesorul mi-a dat 2 pe nemeritat și nu m-am dus la director să depun contestație sau nu am fost corectat cum trebuie la lucrarea asta și n-am depus contestație pentru că nu vreau să existe altercări cu profesorul respectiv pentru că o să-l mai am 3 ani de zile la liceu, facultate, whatever. Trainerul respectiv la muncă, la fel. Nu vreau să îi zic asta colegului meu pentru că nu vreau să-l deranjez, să supere pe mine pentru că o să mai fim colegi 10 ani de acum înainte. La asta mă refer. Alea sunt coping mechanism, mecanisme de îndurare, care la fel sunt programe mentale subconștiente ca defensivă pentru ceva ce s-a întâmplat nașpa în copilărie și ai zis, nu, 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 dacă procedăm așa, nu o să se întâmple nimic rău. Și adopți o fațadă falsă pe care o arăți celorlalți oameni în mod constant și după aia te întrebi, de ce dracu nu mai sunt motivat? De ce nu mai rezonez cu mine? De ce simt că nu mai am suflet? De ce mă simt mort în fiecare zi? E pentru că tu acum crezi că ești această fațadă falsă. Coping mechanism. Anyway, discuția este un pic mai vastă pe tema aia. Bun, tu neștiind ce nu știi... stai că nu eram aici. Deci blindside, da? Coping mechanism. Creierul nu vrea să devieze de la rutină pentru că e predictibilă și tu supraviețuiești bine dacă repeți aceleași tipare. De-aia o să zici, ei, putem să facem asta și mâine, putem să luăm cursurile și săptămâna viitoare sau luna viitoare, nu chiar acum, de ce? Sunt sărbători, trebuie să stau să mă văd cu persoanele, dar are rost să-mi bat capul acum cu chestia asta. Și viața mea e oricum ok. Bun. Ce o să zică mine, da? Păi supraviețuiești bine până acum, bossule, nu? Păi, de ce vrei să riști, să-ți bați capul?
nu e bine, lasă pe mâine, ce e așa mare grabă? Tu, neștiind ce nu știi, este ca și cum în casa ta tu ai o cameră secretă pe care un arhitect a pus-o acolo ca siguranță. Numai că tu nu știi de acea cameră secretă. Exact ca în Harry Potter. The Secret Chamber. Camera secretă nu apare până când nu ai nevoie de ea. E o analogie foarte bună cu ce au făcut în Harry Potter. Tu nu ai. Și fiți atenți cât de mind-blowing e chestia asta. Ca să înțelegeți cu ce mă ocup eu de fapt și care este problema cu software-ul la fiecare persoană. Tu nu ai cum să întrebi de existența acelei camere secrete din casă pentru că tu nici nu știi că există. Este ca și cum ai întreba, există un copac în casa asta? Nu ai cum să întrebi de existența acelui copac dacă tu nu știi că e un copac. Nu ai cum să știi că e o cameră secretă. De ce ai întrebat de o cameră secretă în casă? Pentru că știi sigur că nu e. Dar oare știi sigur? Nu știi sigur. Trebuie să verifici. Înțelegi la ce mă refer? La asta mă refer când zic că nu știi ce nu știi. Nu ai cum să pui întrebarea aceasta dacă există o cameră secretă în casă pentru că nu știi că există în spațiul tău mental această idee stupidă că ar mai exista o cameră în casă. De-aia nu ai cum să îți pui întrebarea în creier dacă există o cameră. Bun, ca să fie clar. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că sunt multe lucruri noi pe care le puteți afla în această cameră secretă, precum în Harry Potter, și doar cei curajoși vor face acest pas către necunoscut. Camera secretă fiind cursurile de pe site, informațiile care nu le găsiți în cărțile de la Cărturești. Este ca și cum pășești într-o nouă potențială realitate a ta, într-un univers paralel, cum e în Doctor Strange, pentru că odată ce iei la cunoștință ce este posibil în acea cameră secretă de care nici măcar nu știai că există, percepția ta va fi complet diferită asupra lumii din jur, întrucât acum ai iOS 16 în loc de iOS 4. Ai un sistem de operare cu 10-12 nivele evoluat peste ce aveai acum 2-3 luni. Vezi lumea complet diferit. Fiecare curs este un upgrade în software și îți arată, it pinpoints, lucrurile pe care nu le observi pentru că nici măcar nu ai cum să te întrebi din software-ul tău dacă există acele posibilități. Înțelegi la ce mă refer? Acum știu că, să fiu complet sincer, nu e pentru toată lumea chestia asta. Îți trebuie ceva materie și îți trebuie ceva IQ ca să poți să procesezi chestiile astea și să implementezi ce e în cursuri. De ce ai nevoie de un IQ ridicat pentru chestia asta? Pentru a putea ține mai multe variabile și mai multe concepte paradoxale simultan în minte. Adică există concepte care se bat cap în cap și tu trebuie să fii de acord că se bat cap în cap și totuși să fii de acord cu A și să fii de acord cu non-A. Și zici, e ok, pot să-mi trăiesc viața în continuare cu ambele concepte în minte, nu o să mor și o să fie ok. Pentru că ai nevoie și de A și de non-A. De A ai nevoie ca să lucrezi și să procesezi în realitatea curentă cu toți oamenii obișnuiți, cu joburi, etc. Și de non-A ca să procesezi în spirit, în lumea spirituală, în spiritul tău, care nu intrăm în detalii. Deci trebuie să ții două concepte paradoxale în minte care se bat cap în cap și ai nevoie de amândouă simultan. Pentru că primul nivel, cum sunt cursurile pe site de meditație și spiritualitate, sunt puse într-o ordine pe care să le iei. Într-o ordine de dificultatea conceptelor. Prima oară trebuie să realizezi cum operezi în A, adică în lumea reală, cu joburi, cu treburi, hai să mai facem o vânzare, un curs, un coaching, whatever. După care,
trebuie să realizezi cum operezi în non-A, adică în non-realitate, în mediul spiritual, spirit. Da? Deci, ok, aici avem nevoie de alte unelte care nu țin de gândire, de cogniție și de minte și de imaginație. Și ai zice, păi ce dracu există dacă nu sunt alea? Eu să vă zic că există o cameră secretă în care nu știi ce nu știi. Deci, ok, trebuie să învăț să operez în non-A. Ok, am învățat să operez în non-A și în A. Și acum, ultimele nivele, adică ultimele cursuri de pe site, vă prezintă cum să acceptați A și non-A simultan. Pentru că dacă tu le poți accepta simultan, poți să operezi în lumea reală a oamenilor normali obișnuiți cu chestiile de zi cu zi din non-A. Din spirit. Adică să trăiești în spiritul infinit în lumea reală, simultan. Aia îți creează ție posibilitatea să rămâi în starea de meditație non-stop, nu doar când meditezi în fund, cum poate să o facă orice șaormar. Orice șaormar poate să stea zen 10-15 minute în meditație și poate 10-15 minute după, fără să fie nervos și relaxat. Ce faci după? Aia e problema. Înțelegi? Dacă nu ai niște procese pe care te poți baza să zici, ok, dacă fac exercițiul ăsta și ăsta și ăsta, poți să trăiești simultan în ambele luni. Cum? Treptat, o să vedeți, e un proces întreg prin care trebuie să treci. Mai departe. Concluzia acestui video este că poți să îți bei cafeaua de dimineață liniștit, în continuare, și să faci ceea ce faci în continuare. Pentru că este mult mai simplu. Este mult mai simplu să faci chestia asta, să nu știi tot ce e acolo și să trăiești viața cum o faci ca și până. Sfatul meu pentru 99% din oameni e să continuați să faceți ceea ce faceți și până acum. Pentru 1%, intrați acum pe site, luați și studiați cât mai repede lucrurile alea. Dacă simțiți că e ceva neregulă cu viața voastră, că nu mai rezonați cu lucrurile materiale, că există o deconectare de spirit, că lipsește ceva și știi că ceva e neregulă, ce faci în fiecare zi, dar nu-ți dai seama ce dracu e, ăia sunteți ăia 1%. Dacă nu, la teu de dimineața frumos un biscuit, un Belvita, frumos un weekend, niște whisky, niște fetițe, frumos distracții și soare, vara niște festivaluri și tot o să fie ok.